Dacă anul trecut a fost un sezon pierdut pentru Grecia, anul acesta turiștii sunt așteptați ca pâinea caldă în stațiunile renumite din țară. De altfel, există discuții foarte aprinse și pe tema așa numitului pașaport de vaccinare, care le-ar oferi turiștilor libertatea de a călători în interiorul Uniunii Europene. Consultanții în turism așteaptă ca primul contact cu turiștii în acest an să fie de Paște. Grecia abia așteaptă să deschidă turismul pentru că anul trecut nu au avut turiști de Paște, au fost închiși, ca de altfel toată Europa și toată lumea. Și acum îți dai seama că vin cu forțe proaspete, cu totul nou, aș putea să spun, pentru că au avut atât timp la dispoziție să se pregătească și abia așteaptă să-i primească pe români, mai ales că mulți dintre ei au învățat cuvinte românește. Ioana Selner a precizat că în acest moment lucrurile stau bine, iar turiștii au început deja să își rezerve vacanțele la hotelurile apreciate din Grecia. Semnalele sunt bune, se pare că începem un sezon plin de turiști și totodată gândește-te că un an de zile oamenii au fost închiși. Așa, treptat, pe aici, pe acolo, dar au fost închiși. Iar acum este momentul în care toată lumea își dorește să călătorească. Aceasta a vorbit și despre efectul pe care l-ar putea avea introducerea pașaportului de vaccinare pentru turiști. Dacă vorbim despre antreprenori, aceștia sunt deschiși la orice oportunitate care aduce turiști. Pentru că ei văd din punct de vedere antreprenorial și business, de altfel cum și eu văd situația. Dacă vorbim despre cei care au mici afaceri, gen taverne, gen hoteluri, vile, sunt disperați să facă orice încât să vină turiștii. Pentru că anul trecut pentru ei a fost un an destul de greu.